Îi urăm bun venit în marea finală. Andrei! În această seară la Next Star. Pe mine nu mă relaxează! Lora, bună seara, bun venit! Aș vrea să vă spun un număr pe care să-l țineți minte. 620. De ce? 620 de copii se nasc zilnic în România. Wow. Asta e media. 620. Bravo. Asta înseamnă că aveți o matematică talente simplă undeva la 25 pe oră. Wow. Cât stăm noi împreună, 50 de femei devin mămici. Cât stăm foarte noi acum frumos în joia asta împreună. Dacă din ăștia, dintre 620, vreo 4 ori avea talent, îi așteptăm la Next Star. Corect! Right. Îi așteptăm peste o vreme la Next Star. Una peste alta, am vrea pentru început să vi arătăm pe cei calificați până acum în finala Next Star. Ce finală va fi! Priviți-i! Începem? Da. Absolut.
cei mai talentați dintre cei mai talentați din România la Next Star. Sunt Ambra, am 13 ani și sunt din Bacău. Numele de Ambra vine de la o emisiune care o urmăream cu mulți ani în urmă, None la Rai. Acolo era o fată pe nume Ambra. Mi-a plăcut așa de mult încât mi-am spus că dacă voi avea vreo fată, cu siguranță îi voi pune numele Ambra. Sunt o fire sufletistă, îmi place mult să ajut pe ceilalți, mai ales dacă știu că nu au posibilități. Îmi place să dăruiesc tuturor măcar câte un zâmbet, puțin din ce am eu. În spatele blocului la noi este o familie care a fost lăsată să stea practic într-o căsuță a portarului. Este o fabrică dezmembrată. Și de fiecare dată când vin eu de la școală, le aduc ce pot. Mama are o fundație în care vin mai mulți copii și încercăm să facem cât mai multe lucruri frumoase, printre care s-au mai organizat și multe acte de caritate. Am donat jucării, mâncare, haine, am vândut anumite mărțișoare, felicitări și am încercat cât am putut noi să-i ajutăm. Hai să începem seara de joi! Bună seara! Competiții 20.000 de euro în marea finală! Când am văzut-o prima dată pe Ambra, am crezut că are 16 sau 17 ani. No. Mă uitam, Ambra, și te-am întrebat, câți ani ai tu, Ambra? 13 ani. 13 ani, înainte, 13. Da. Domnișorică. Vreau să vă rog un lucru, mai uitați-vă cu atenție la Ambra, și spuneți-ne încă o dată ce înseamnă Next Star, așa, plecând de la ea. Ce înseamnă, ce căutăm noi de fapt, ce înseamnă un Next Star, Vasile? Care sunt caracteristicile unui Next Star? Păi, dintr-o margine, așa, distinție. Distinție, Connector. Eu spun atitudine. Atitudine, Maria. Frumusețe și talent, ca la ea, cred. A zis două, Maria. Așa. Pepe. A spune carismă și lipici la public. Două a zis și Pepe, Laura, caracteristică Next Star. Ar fi talent, har, suflet. Talent, har, suflet. Va fi o seară grea, vă avertizez. Ambra, o să fie o seară grea. 20.000 de euro pentru marea finală, un singur câștigător. Începem Next Star-ul de joi cu Ambra!
notele alea. I just walked away. I will always want you. Am auzit adeseori cuvântul bravo. I-am auzit pe oameni strigând bravo și aplaudând. Ambra are 13 ani. Să vă spunem un lucru important. La ora asta, acum, Ambra nu se pregătește cu nimeni. Nu face muzică cu nimeni. Yeah. Ambra, ești extraordinară. Mai ales e important să știm că tu nu te pregătești cu nimeni. Ai să vezi și tu, probabil, când ai să vizualizezi și ai să asculti această înregistrare, că porțiunea aceea, dacă nu mă înșel, Connector, când a cântat pe partea de cap, ai avut niște scăpări, dar... Pe partea de ce? Pe falset, acolo a scăpat? Și asta se întâmplă. Mamă, de la finețe. Emoții într-un concurs. Da. Sunt convinsă că la repetiții ți-ai ești perfect, am dreptate. Deci, noi, în afară de faptul, într-adevăr, jurizăm și momentul în sine, dar nu suntem... Voi căutați finețurile acum, noi, adică faceți nu, diferența sunt, la milimetru. Asta se vor auzi, nu suntem singurii care le-au auzit, sunt sigur. Dar vrem să știi că noi căutăm și potențialul ăla fantastic, adică să descoperim oameni pe care tu l-ai... Nextarul lor. Deci, incontestabil. Nu vreau să-ți faci griji pentru această scăpare. Asta am vrut să știi. Da, nu-ți face griji, da. Pentru că... N-a fost atât de grav. Nu, aia, emoțiile, vocea e... Da, clar. La mine e, să zic așa, deja defect de meserie, pentru că am un studio și acolo lucrez toată ziua și a încurcat foarte mult acusticitatea acele cuburi și a fost ușor vocea peste negativ. Ea putea să cânte mult mai bine, eu mi-am dat seama clar de capacitățile ei, sunt infinit mai mari decât momentul ăsta. Decât ce s-a întâmplat aici, adică ea poate mult mai mult. Poate mult mai mult, este extraordinară. Este? Am dreptate, nu? Oamenii, da, oamenii nu știu, uite cum ai spus, a fost și emoția. Bravo, bravo! Ești nota 20. Fata e bună. Bine ai zis asta. Are ceva ce... Merită exploatarea la maxim. Deci fata e pericol. Talentat. E pericol. Bună, rău. Și ai să râzi, uite, un copil neșcolit, dar care are respirația corectă și... de la natură, băi, băiatule. Și emisia perfectă de la natură. Da. Eu știu un singur lucru. E talentată și poate fi Nextar. E... Absolut. Știi, deci dacă începem așa, part, ce urmează? Foarte bună. Bă, dar vreau și eu pe bila aia, mă. Hai, bă! Dar ce? Eu nu pot pe bila aia, poate mă vezi... Pot. Hai că te împing eu. Lolo. Hai de Lolo. Nu te ține. Lasă-o. Lora, stai la un loc. Lora, ne faci vreo poză, stai la un loc. Hai, mă ajut. Haide. Haide.
ediția viitoare! Nora, papa! Te pupăm, Nora, papa! Rămâi acolo! No! Băi, asta nu se mai oprește! Hai, băi, tare! Bună, sunt Akis. Am 10 ani și sunt din București. Grecia a apărut în viața mea înainte de a-l avea pe Akis. Mi-a plăcut foarte mult, fiindcă sunt, de fapt, ghid turistic. M-am bucurat atunci când am reușit să am o relație și să am și eu un fiu care este jumătate grec. Acesta este costumul pentru dansuri panelenice. Acest costum este pentru dansurile insulare. Acest costum este pentru dansurile la Ica, ca Zorba, Hasapikos sau Sirtari. Vara, eu cu mami și cu mamaie mergem într-o insulă din regiunea Dodecanez, care acea insulă se numește Kos. Iarna venim în România, fiindcă suntem dintr-un oraș mare și frumos, București. Avem aici școala Greacă Atena, o școală bună, în care Akis învață și ia educația pe care trebuie să o aibă. Trebuie să știu și cultura din Grecia și din România. Nu este foarte greu, dar nici foarte ușor. Pentru marea finală de 20 de ani de euro. Avem un loc acolo. Vai. Wow! Să-l vedeți înainte, încet, încet. Akis. Akis. Ce face Akis? Bine. El e Akis. Seamănă foarte bine cu un personaj din Stăpânul Inelelor. Din Stăpânul Inelelor? Toți îmi spun că semen ca Frodo. Frodo. Frodo din Stăpânul Inelelor. Ce frumos e îmbrăcat. Dar tu ești Akis, nu? Frodo. Costumul superb. Akis e omul cu două țări. Vorbesc foarte serios. Jumătate din an stai în România și jumătate din an în Grecia. Hai, Grecia. Am cunoscut tot costumul, da, adică foarte frumos. Jumătate grec, jumătate român. Unde-i mami? Arată-mi. Să rămână mami, să rămână doamnă. Mami, iertați-mă. Te întreb și pe tine, Frodo. De la ce vine Akis? Akis, de la ce e Akis, Frodo, de fapt? De la ce vine Akis? Frodo, de la ce vine Akis? De la ce vine Akis? Este un diminutiv, de fapt, Stefanos este numele lui, Ștefan, cum așa zicem noi. Și în Grecia, la anumite cuvinte, bineînțeles, dacă pui terminația Akis, Stefanakis, se creează... Ai diminutiv ăsta, da. Cum ar veni Ștefanos. Conector, conector Akis. Apropo, Dane, da. nu, serios. Chiar vreau să spun o treabă, să știi că numele meu de familie are origini grecești, Mihalakis. Mihalakis? Da. Mihalakis, right? Din Creta, dacă se termină. Din Creta, nu? Mihalakis. Eu sunt din Creta, conector. Cine știe pe unde... Și eu credeam că ești din Acuarela, nu din Creta. Akis e un mare iubitor de Grecia. Câți ani ai tu, Akis? 10 ani. 10 ani. Mare iubitor de Grecia. La 10 ani citește mult despre Grecia. Istoria Greciei. Istoria Greciei, dar mi-ai spus că nu ai pe aia cu istoria Greciei. Sau... Păi eu am multe cărți despre istoria Greciei, dar îmi lipsește o carte cu istoria Greciei adevărată. Adică totul să fie adevărat, să nu... totul să fie adevărat. Asta e grija ta la 10 ani, istoria Greciei și harta. Ai harta Greciei? Pas nici pasan. Auzi, câte insule are Grecia? Multe insule pe acolo, nu? În jur de 3.000. 3.000 de insule. Da. Atunci când te-ai dus tu în Grecia, întâlnești și vedete, știi că lumea e plină de vedete. Ați fost în Grecia? Ați fost în Grecia. Așa e, Pepe. Da, ia uite. Foarte frumos. Foarte. Ai întâlnit vedete? Mai întâlnești așa? Oameni cunoscuți? Da, fețe și ultima oară am întâlnit-o pe Simona Gherghe. Gherghe de la noi, de la Antena? Da. Hai, du-te. Și am dansat Sirtaki pe ea. Simona Gherghe? Da. Ce mică lumea, a? În România de unde ești? Mama e din București. Okay. Și din Grecia de unde ești?
Tata este din Caterini, grec. Caterini, da? Caterini. Deci București și Caterini. Da, e aproape de Salonica. Ia dați-mi telefonul ăla puțin, vă rog. Caterini, așa îi zice, Caterini. Caterini. Caterini în Grecia. Da. Și București în România. Auzi? Da. Ia-mi-te aici, să arăt o treabă. Să-mi zici dacă... Eu sunt. Cine? Eu. Unde ești? Pe scenă. Du-te. Frumos. Dar care-i momentul ăsta? Tu vorbesc serios că tu ești? Da, uite, că Simona Gherghe. Hai, nu cred. Asta e momentul ăla de-i spune tu? Da. Cine a filmat ăsta? Că nu-i telefonul tău. Nu știu. Ah, cineva de pe acolo, nu? Aparatii. Cineva de pe acolo. Dar... luați-mi și mie telefonul ăsta. Da, mulți români, așa-i? Da. O mulțime de români în Grecia petrec, sunt mai petrecăreți decât românii sau grecii sunt mai petrecăreți? Cred că telefonul meu. Bună seara! Bună seara! Păi dacă v-ați întâlnit în Grecia, hai să vă întâlniți și în România! Mă bucur să te revăd! Mă ajuți, Dan, cu telefonul? Ține-mi-l tu, te rog! Mă bucur să te revăd și pentru că am auzit în spate că îți dorești foarte mult o istorie a Greciei, așa, nu autentică. Nu mai pot să-l opresc. Vrei să dansăm, Dane? Ce pot să ne învață Aki, Sisaki. Voi, stai să vezi dans, Simona, știu, să vezi dans. Eu am dansat cu el. Pregătiți-vă! Stai să spun și eu că am o surpriză pentru Agis. Știu că l-am auzit spunând că își dorește foarte mult o istorie adevărată a Greciei. Agis, uite aici o istorie adevărată a Greciei. O istorie pe care o vroiai ca tu, să o citești în vacanță. Și mai am ceva. Hai, este o hartă mare pe care s-o rămesc, o pui la tine în cameră și... Harta aia pe care visai tu, harta Greciei. Exact. Bravo, Simona! Stai, să vedem harta Greciei. Da, ia uite, asta e cu insulele alea, multe, Akis. Wow, foarte frumos. Noi ne-am întâlnit în Kos. În Kos am dansat. Telefonul e al Simonei. Te-a filmat atunci. Habar n-aveai tu, Simona, atunci. Și noi n-aveam habar că el o să ajungă la Next Star. Da, dar eu știam că el e foarte talentat. E talentat. Da. Nu. Nu știi, Simona, cât e de talentat, îți arătăm. Abia aștept să-l văd. Pregătiți, multă pregătiți, baftă, da? Să țin pumnii. Chisomul cu două țări, Grecia și România. Eu am plecat cu Simona. Stai așa, Simona, că vin și eu. Românii sunt aici, grecii ori să vadă momentul cu siguranță. Succes, Akis! Ia ce butoșere! Balansare. Mai bine bani.
Bravo! 10 ani! Abia să nu mă spun 10 ani. Ce seară! Ce frumos! Bravo! Ce seară! Azi în seară, 10 ani! Le mulțumesc tinerilor greci, ansamblul tinerilor greci! Bravo, Aki! Petale de trandafiri! Frumos! Parfurii sparte! Bravo! Domnilor, domnișoarelor, mulțumesc mult de tot! Ansamblul tinerilor greci, tu stai aici, Akis, nu pleca! 10 ani, țineți minte asta, 10 anișori, Akis! Akis, explică-ne cu paharul de la final ce înseamnă după ce bei și se sparge. Pepe a zis că e ultimul șpriz, dar nu e. Bine. Pentru că spargi ghinion. A, se sparge ghinionul. Da. Păi peste tot și la noi tot așa. Și la noi tot toate farfurile atunci, dacă tot... Fugi, negrule! Fugi, negrule! Ceva important! Stați așa, grecii, Vasile, grecii au inventat multe, da? Stai așa, vreau să mi le arunce în cap. Dar nu mi spune! Grecii au inventat foarte multe, dar, mami, dumneata nu știe un lucru important. Mami crede că toți copiii se nasc așa, în mod normal, se nasc. O să vă povestească Akis cum a apărut el pe lume și după aia fugim noi. Ia zi, cum ai apărut tu pe lume? Eu din ceruri căutam o mamă ca să mă nasc. Așa. Și am găsit-o pe mami, în cea mai deșteaptă și cea mai frumoasă, și am ales-o pe ea. Așa a apărut Akis, ca să știți și voi. Bravo! O să mai spun încă ceva? Te rog, și după aia fugim. Vreau să spun pentru acest dans, că spun în greacă și după aceea în română, traduc. Tojebeki kodese kani maga, prepinaise magas, iana to horevis. Adică, zembetico, acest dans... Păi stai, mă, că tot în greacă zici, zi în română! Zembetico, acest dans. Zembetico, acest dans, nu te face șmecher, trebuie să fii șmecher ca să-l dansi. Bravo, Akis! 10 ani are puștă! 10 ani! Să înțeleg că Akis este foarte șmecher, Akis! Aici e... Parfurie aici, 10 anișoare are puștiul. Tare, tare, tare. Trebuie să fii șmecher. Bă, nu cred. Aici e șmecheria. Vorba asta de la final a fost și așa de pe tort. Păi asta e șmecheria. Trebuie să fii șmecher să-l dansezi. Nu te face dansul mai știu. Șmecherakis. 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 Corect. Ăsta e moment magic. Bă, bune, mi-a plăcut. Hai să vă spun o chestie, că uite, vorbeam mai devreme de ridicat așa și așa. Băi, când văd un, uite, un copil care, n-a cântat, a dansat. Da, și e mai greu să te impresioneze cu un dans, dar balansul lui și lejeritatea cu care, plăcere. Chestia aia, și mândria, și mândria. Frumos, cu petale mândria, de trandafiri, cu parfurii, Dau de multe ori senzația că nu mai au control sau că s-au îmbătat, dar de fapt așa e dansul, de fapt, știi? Așa e dansul, să lasă, pac, în trans, Altă numărătoare, foarte mișto. Bravo. Altceva, da. Întârziat. Copilul ăsta a fost altceva. Și frumușel, și carismatic. Și carismatic, și ce vorbe în el, nu pot să cred. Mamă, tare rău. De ce vreau în Grecia? Nu mă, clar. Dansul nu te face șmecher, să fii tu șmecher, bazat să-l dansezi. Foarte tare. Gata, se simțea sângele românesc în el. Da, asta pe damă, acolo, la urechea muzicală, acolo, la ritm, acolo. Asta mi se pare valabil și la cântare, adică nu numai la dans. Păi, da, corect, e o vorbă bună, da? Foarte bună. De la zei. Acum că toți vorbim în greacă, cum ți s-a părut os dansatore s-a chiat chitisosos? Deci vreau să spun, că a fost extraordinar de frumosos. Deci a fost un moment în care eu am văzut balansasus. Foarte frumos. Deci ceva, un dans extraordinaris. Urmează în câteva minute. Da,
Vino mai groasă! Tu ce citești? Dostoievski, bănuiesc. Da. Confucius în original. Când para que durar, cu duro, vamos dançar, cu duro. Bună, sunt Ioana, am 10 ani și vin din Galați. Îmi place foarte mult să cânt, să dansez, să desenez. Să ajut pe bunicii mei, nu-mi place să fac teme. Deloc. Tatăl meu, înainte de culcare, spune că după ora 10 nu mai dă niciun pupic de noapte bună și când îi cer, îmi spune de obicei pupatear că vie, Camila. Un coleg de-al meu mă tot sucăia și m-am enervat pe el la un moment dat și am spus vorba, pupatear Camila. A spus o glumă la școală unui coleg și a supărat colegul respectiv și drept pentru care a mers la doamna învățătoare și doamna a considerat că a fost o glumă nepotrivită. Iar doamna, când a aflat că m-a părât, m-a spus doamnei, mi-a dat temă triplă. Porecla mea este Zuza, sau de la de bună vine. O să vedeți. Bătălia serilor de joi! Frumusețea serilor de joi! Lora! Frumusețea ai lansat moda, Lora! Da, la da. Cotice! Excelent! Da. Și o să ajunge și la zâmbetul ei acum, așa, să rămână Ioana! Bun venit! Ea e Ioana! Da, Ioana care are... Bună, Ioana. 10? 10 ani! 10 ani! Bravo, Ioana, 10 ani! Mami, tati, arată-mi unde sunt! Tati e cu fotografia, așa e? Și mami e lângă, să rămână mami, tati e cu fotografiile. Ia uite-l! Aoleu, și cu emoții, cu marile emoții! Trebuie să spun un lucru, să-ți mărturisesc un lucru. Și vouă vă spun asta. Cu ceva vreme în urmă, i-am spus lui Johnny Răducanu, într-un studio de televiziune, că lumea n-o să mai asculte muzică jazz. Îmi pare rău că i-am spus asta atunci. Și Johnny mi-a spus, băi, cum vorbea Johnny, băi, sunt copii aici. Da, vor da, veni da. Generații și generații care vor descoperi frumusețea jazzului. Corect. Acum îmi dau seama că Johnny Răducanu avea dreptate. Ascultați-mă, ce muzică îți place ție cel mai mult? Jazzul. Jazzul. Are 10 ani. Bravo. Ce s-ar fi bucurat Johnny Răducanu să audă asta. Jazz? Auzi, dar de ce îți place ție jazzul? Ce are jazzul atât de... Îmi place foarte, foarte mult cum sună. Și vibrează pe consoane. Pe ce vibrează? Pe consoane. Pe consoane? Pe consoane. Hai, în general, se vibrează pe vocale. Și pe vocale. Dar jazz, într-adevăr, are ce. Jazz-ul pe consoane. 10 ani, da? Jazz și ce îți mai place? Muzica pop. Pop și musical-uri. Da. Îți plac musical-urile? Auzi, Dane, vreau să întreb și eu ceva. Dar studiezi un instrument 100%. Care e ăla? Pian. Păi pianul? Nici nu putea să cânte jazz. Jazz. Păi, sunteți pregătiți de da, un eveniment de excepție? Nu putea să... Produs de Ioana. Succes, hai, Ioana. 10 ani! Bravo. You fall in love, sing for the sky above.
over and then. Bun. It's nice and quiet. But soon again. Terminat. Bine, mă. Chiar meseria așa asta. Dar după ce că ești talentată, ești și frumoasă, ai trecut de la o stare la alta în piesă. Mulțumesc. Ai cântat, ai fost și dulcică și incredibil, și rea, și accent, teatru, și a și dansat, teatrală. A cântat și a dansat chiar și cu fața. Ce comunicare, ce comunicare cu baletul, cu tot. A fost un moment extraordinar, extraordinar. Cum de ales Bjork? Cum de ales? Îmi place foarte mult. Îți place Bjork? Bjork, wow! Îți place? Adică îi place Bjork, îi place jazzul? Păi clar, Bjork le îmbină foarte bine. Este o ciudată, adică e recunoscută pentru asta și tu ai ales să cânți Bjork. Da, nu vine, deci nu vine să cred că ce am văzut. E foarte greu, Laura. Foarte greu. Deci Dane, de la țipătul ăla, din toată ființa azi, ei, din șoaptă, să revii în șoaptă, adică la pianul, la pianismul. Eu nu mă pricep, voi, e greu? Nepoare. E greu asta, da? A băgat o răgușeală, o gâjeală, exact ca Bjork, exact unde vroia ea. Extraordinar. Dar hai să-ți explic adică, exact cum ce-am simțit eu, mai pe înțelesul tău. Este genul de moment când nu te poți bucura de frumusețea melodiei. De ce? Pentru că ești copleșit de interpretarea artistului. Da. Bravo. Excelent. Artistul ești tu, Ioana. Artistul ești tu, Ioana. Bravo, Ioana. Felicitări profesorilor tăi. Felicitări una peste alta, una peste alta. V-a lăsat. Da, 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 da. Bravo, Ioana. Ai văzut? Da. Ioana...
poate fi un next star. Absolut. Ioana poate fi un next star începând cu imaginea ei. Da. A venit foarte cool îmbrăcată, un picior un fel, un picior un fel, un șiret un fel. Modernă, geacă de piele, frumoasă, cântat bine, corect. Ce nu-mi explic eu la 10 ani este ca și când vine un accelerat pe linie, în viteză, și după aia e nevoit acceleratul să reducă viteza la 5 km la oră. Auzi, ce? Fără să greșească ce sau să derareze. Ce mi se pare cel mai tare? Că a făcut din piesa asta o piesă comercială. Deci a făcut din Bjork, Doamne, a împachetat-o pentru a înțelege... Și cu fața, tot românul, atitudine. Tot, interpretare de teatru, accenția teatru, pe picioare, băi. Musical american, m-a șocat, tot ce gâșială, răgușeala voce exact unde vroia ea. Da, a după aia a scăpat de ea, adică era... Și a făcut ce a vrut. Știi ce ne-a demonstrat asta mic acum? Ne-a demonstrat că dacă merge într-o etapă următoare în marea finală, poate să pregătească ceva și mași. Ne-a demonstrat că poate a venit cu ceva comercial, dar ne-a spus, băi, mie îmi place jazzul. Este... un personaj foarte definit, ca imagine. Deci o ții minte dintre 100 de copii. Da, o ții minte. Clar! Bună, sunt Alina, am 6 ani și sunt din Rădăuți. Alina, mă înțeleg cu ea ca un adult. Stăm de vorbă în bucătărie, place și stea să facă prăjituri cu mine. Știe când se ia treaba și în serios, știe când e și joacă. Eu cânt de la 5 ani. Eu cânt cu Steli și când repet, el se mai încurcă și eu îi zic, ce faci, maestre? Ia-o de la început și ai grijă ce cânti la orgă. Alina, vino lângă mine, așa, ia, vino aici. Aoleu, cum se uită la tine. Iau! Ce grobiță! Câți ani are, mă? Câți ani are asta mică, incredibil? Le spunem? Hai să... Câți ani are? Te interesează? 5. Câți ani ai tu? 6 ani. 6 ani, Connector! 6! Mamă, ce bătrână ești! E bătrână rău. Și cât porți la oprinci? Mami, tati, sunt pe aici pe undeva, arată-mi, tu ai văzut? A, o văd pe mami, tati, bună seara, sunt româna, mami! Vai. Vă vine să credeți sau nu, minuneția asta locuiește... Unde locuiești tu? În Rădăuți. Rădăuți! Am 3 ani la rând de când îi cumpăr la Lina cadou rățuște de ziua ei. E bucuria ei. Le dau jos, umblă numai după mine. Primul an când am luat de ziua ei rătuștele, nu știam ce să-i facem noi cadou, o surpriză. Știm că îi plac mult animalele. E, orice animal chiar nu putem să-i dăm, că ea face un pic de alergie la animale. Cățel, pisică și așa mai departe. Și eu am optat pentru 2 rătuște. Le-am adus acasă. Eu dresez rățuștele și îmi place tare mult cum le dresez. Le cântă, face vocaliză cu ele, le învălește noaptea să nu le fie frig, până le dă puful, penele, și pe urmă le scot afară, le face taică să o încușcă și le pun. Dintre rățuștele mele este cel mai rău Dan Negru. Le-a pus nume, într-adevăr. Le-a pus Dan Negru, Connector și Laura. Cel mai năzdrăvan dintre rățuște e Dan Negru. E neastâmpărat. Iasă din cutiuță. Poți să cânti fără... Poți să cânti? Hă? Poți să cânti fără, da? Adică nu e o problemă, nu? Păi nu, mă, dacă... Și o să vezi că după ce or să-i crească dinții, o să poată să cânte și cu ei. Măi, dar uită-te la o maie. La opin, la noșițe. Și sta să vedeți și talent Maria la 6 ani. Ține răbdare. De fapt, tu, Alina, tu scrii... Aolo. Da. Scrii, da? Da. Cânti.
Da, da. Chiar, vorba lor e, ce scrii? Scrii? La 6 ani scrii? Da. E scris și Moș Crăciun e scris, așa? Da. N-am mai ajuns scrisoarea, a scris un Moș Crăciun și ce e celul, că nu mai știu, un trenuleț? Un trenuleț cu telecomandă, da. E, dar n-am mai ajuns scrisoarea, așa-i? Lasă. Da. Da, scrie, deci ea scrie, la 6 ani scrie. De la 5 ani. De la 5 ani scrie. Are un an, are un an de chit. Dar mai ales cântă. Și stai să vedeți cum cântă. Le arătăm talentul tău? Da? Da. Alina, ești pregătit? Auzi, dar tu și citești? Da. Ai, nu, citești? Tot cam așa. Ia dați în corespondența aia, aveți corespondența. Tu citești? La 6 ani tu citești? Da. De la câți ani citești? Mulțumesc mult de tot. De la 5 ani. Ai, de da. Păi cum ai scris de la 5 ani, Alina, și citești de la 5 ani? Da. Ia, uite, de exemplu, ia. Ce am primit eu azi, uite, plicule de azi, de la bancă. Nu te crede. Audiențe, asta e bună, cu audiențe. Audiențe neftar. Mamă, tu tot citești? Ia. Ia, uite, de la plicule pe care le-am primit azi, vezi? Pentru Alina Țăpar. Ce? Pentru Alina Țăpar. Nu știu ce asta. Ce e Alina? Cine o fi Alina? Eu. Cum? Eu. Și ce? Ena. Păi ce caută plicul ăsta în corespondența? Păi desfăl să vedem, poate... Păi nu știi că primi și pentru copii noi. Da. El este, să ce mai primi aici? Ia de vezi, ce scrie acolo? Păi e ca fundița din păr. Da. Citești tu la... Hai că asta nu mă interesează. La... Fii oameni buni, dar deschide-l. La șasea, cum se deschide? Păi nici eu nu știu. Dintr-o parte. Ia de vezi. Adică de aici. Ah, bravo. Păi nu e la școală, nu? 6 ani. Citește. De la cine e scrisoarea, Alina? N-am înțeles. De la cine e scrisoarea? De la cine e scrisoarea? E expeditorul acolo? De la Moș Crăciun. Acum, acum, primăvara, că dă vara peste noi. Hai, mă, Moș. Dacă ți-a trimis o ție, am urcat adresele. Primăvara? Și ce? Ia să vedem. Păi niciodată nu e prea târziu, da. Tu știi să citești la 6 ani? Nu cred. Știi tu să citești? Ia, stai să vedem. Ia. Hai, lăsați-mă. Ia-o încet, ia stai așa. Dragă Alina, nu te supăra pe moșul de Crăciun. Am făcut până am intrat cu Sania. Ce-a făcut că n-a? A făcut? Ce? De Crăciun am făcut? Am făcut pană. Pană! Pană! Stai, mă, lor! Am intrat cu Sania într-o groapă din București. Așa că nu am ajuns la tine la Rădăuți. Tu ești din Rădăuți? Da. De tine-i vorba, clar. Ia, mai zic. Vrei primi trenulețul dorit când va ninge din nou. E, cum să ningă acum când e aprilie? Că n-are cum, nu? Da. Are cum să ningă în aprilie? Ninge! Ninge, mă, ninge! Ia mai citește, ia mai citește, ia mai ninge în aprilie! Ia mai ninge în aprilie! Ia mai citește, că mă vrea! Moșul se ține de cuvânt, ești o fată cu minte și vei primi cadoul. Trebuie să mă crezi și să crezi în minuni. Ninge în aprilie? Ninge la Next Star în aprilie? Aolea! Moșul, aoleu! Aoleu! A avut dreptate moșul, când o să ningă, o să vină... Ăsta-i ăla? Da. Ia-l repede! Ia-l! Care v-a să zic, Anin? Vai, vai, vai. Uite, uite, sunt plin. Auzi? Și tu ești plină de fulgi? Da. Și uite-te la mine. Da, oh, m-a venit soarea. Iată că vă stă bine. A avut dreptate moșul. Dă-te mai așa să nu-ți vinete picioare. Ții tu... Scrisoarea sau o iau eu, Alina? Păstrează-o. O păstrezi? Bine, o păstrezi. Da, o pun aici, da, iau și plicurile mele. Și acum stați să-i vedeți talentul, mă lași să iau eu trenulețul ăsta? Da. Îl iau eu, da? Aoleu, au căzut plicule. Iau trenulețul, iau plicurile și pe tine te las cu talentul tău de 6 ani. Ți-am intrat în opin și fugi ăștia de nea, așa-i? Aoleu, și în opin ce ești plină de fulgi. Alina, 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 ia fașa. Stăm de fulgi? I-a intrat în opinii. Succes! Haide! Mă ia cu călduri când au o taraf. Deci nu mai pot, jur. Mă ia cu călduri. Mă ia cu călduri.
și când la vali, iar la deal și vali. Mergi jălea rata și știi, jălea rata și știi, calea nu-și-o mai găsă știi, nu-și-o mai găsă știi. N-are dor nisuga, mulțumim! Bravo, Alinuța! Din la Redeus, băi! Are un fel de a face stigăturile extraordinar, deci... Dane, dacă îmi dai voie, că am văzut că de mult controlează scena, vreau să te întreb de când cânti pe scenele mari, cam de ce experiență ai? Pe marile scene, așa, are dreptate, cu de când? De la 5 ani. Oh, 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 oh,
Doamnelor și domnilor, ea cântă, ea cântă de mult timp, de pe vremea când a început să scrie și să citească. Da, are un an. Ascultă, o secundă, Vasile. Ea scrie și vrei să faci scriitoare, scriitoare de povești, așa ca și cum e un domn de care nu cred că ați auzit voi. Cum îl cheamă pe domnul ăla? Ion Creangă. Ați auzit. Domnul Creangă. Vreau să o întreb, tot de la 5 ani a început să facă și cu ochiul? Da. Mi-a plăcut chestia aia cu cum când le cântai și le țipuiai așa, trăgeai cu... Uite, eu vreau să... Întrebare, scuză-mă. Cu ei făcut cu ochiul? Mie, lui Conector sau domn Vasile? La toată lumea. Ne-am contrazis. Le toți? La toată lumea. Scuze-mă, acum zic Maria. Iartă-mă, Maria. Alinuța, eu vreau să te felicit pentru că tu la 6 ani, prima ta doină a fost o doină gen ce cânta Mina Păslaru, nu-i așa? O doină de jale, nu? Da. Foarte frumoasă. La 6 ani, mulți copii, nu știu dacă știu ce e aia doină. Nu știu ce e aia jale, în primul rând. Da. Mai accept o întrebare de la Conector. Conector, ultima întrebare. Să știi că chiar te pricep la muzică și noi ne-am dat seama din ce am văzut pe scenă. Ce părere despre muzica rap? Excelent răspuns. N-a vrut să spun. Bravo, bun răspuns. Ce vrei, mă? Tu să fii diplomată, da? Am terminat cu întrebările, estimate celebrități. Mulțumesc, diplomată, mi-a plăcut. Adică nu le-am zis-o în față, știi? Las-o, mă, cu rap-ul ei. Mă, în față, gândeam, ce vrea de muzică? Ăsta-i cel mai tare răspuns. Bravo, asta. Păi da, mă, dar strigătura e tot un fel de rap. Da, populară. Bravo. Eu ce-am mai interesant decât al vostru. Da, eu ce-am zis. Las-o în rap-ul ei, în satrință și în pincuțe, că e de acolo. Dar zi-mi cu doina aia de la început. Ăsta orășenesc e mai... Cu doina aia de la început. Puțin a început Arafu. Da. După care ea a cântat așa, fără nimeni și nimic și a rămas în tonalitate. Foarte, foarte grea. Asta vreau să ne. Și la 6 ani de zile, ce n-aiba? Să ții tonalitatea. Greu, asta zic. Și niște intervale, am auzit acolo niște chestii. Foarte grele. Și forța aia de unde era? La strigătură, zicei că are 100 de ani. La strigătură, zicei că e bazată și pe ritm și a și jucat. Ce să mai, o bumbonică. Cântă oricine doina? Nu prea. Și să transmiți. Nu prea, deci genul acolo foarte puțin care cântă doina deja. Îți rupă inima asta, se facă pielea de găină. Și e mică, mă, 6 ani, ce naiba, vorbim de un copil care... Abia că știi să ții microfonul în mână viață și... Viață și la melodie, ce viață și strigătură. La strigătură, ce trebuie? Avea un stil de voce acolo care... Cristalină și bazată. Da, și nu știu, și așa... Putere, glas, la... Voi vă dați seama după... Da, vă dați seama cum o să cânte ea, mă, după ce-i cresc dinții? Da, nu de asta, dar... Nu mai pierde aer pe aici. Dar să vede că e un copil talentat și îți jur că în câțiva ani de zile va cânta fără niciun... Bine, nici acum nu a avut cu sol, dar știi cum, emoția și pui asta pe baza anilor, că la un copil la 6 ani, dar în 3-4 ani, așa cum ai zis și tu... Abia atunci e experiența. Rupe tot. Mai are un an de experiență. Și toate la 5 ani am și să nu uitați cât de bine a citit. Ne-a cântat lui toți. A 6 ani. Și ne-a cântat și lui toți. Și a cântat și lui toți. Și bucurie, și bucuria când a văzut cadoul de la moșul care a căzut din cer. Păi ce surpriză mai frumoasă să-i pice trenurețul. Mă, cum a zis, ahul o ninge. Vreau și eu, moșule, o vilă cu piscină. Îi scrie-i lui moș. La următoarea din soare. Cu piscină plină de zăpadă. La 50 ani din soare. Nu ține sfoara. Da. Corect. Copii, să profităm că Teddy nu este aici și să mâncăm niște covrigei, da? Da. Amândoi sunteți îmbrăcați în costume populare, diferite, din două țări diferite. Și dacă ați avea un oaspete dintr-o țară străină, ce ați pregăti de mâncare? Ce mâncare tradițională? Păi, la noi, la greci, se pregătește musaca, pasticio, salată, desigur, souvlaki și multe altele, dar astea sunt mai cunoscute? Da. Alina, tu ce mâncare tradițională ai face pentru oaspeți? Ouă, o ciorbă de burtă. Acestea sunt preferatele tale? Da. Bravo. Și mai ce atât? Și spanacul.
Bine că nu ne aude Teddy, că altfel ar fi vrut să vină la voi acasă, sigur. Urmează în câteva minute. Doamne, ce voce matură! Era gata! Eu mă numesc Mihai, am 11 ani și sunt din Alba Iulia. Îi place foarte mult să joace, e foarte jucăuș. Asta începe de dimineața, când toată lumea e grăbită și toți vrem să plecăm undeva și el începe să joace în loc să se pregătească pentru școală. Cu teatru am început de pe clasa a treia, când la serbări doamna învățătoare îmi dădea rolul principal și ea atunci a văzut că avem talent, câțiva copii, și a chemat o profesoară de teatru și ea ne-a luat. No, și atunci a descoperit că eu sunt foarte talentat și de atunci am tot evoluat și am ajuns până aici. La Palatul Copiilor, cu doamna profesoară de la Palat, am făcut o scenetă. El nu avea rolul principal. A fost foarte nemulțumit că lui se părea că el joacă mai bine și că el merită rolul acela. S-a îmbolnăvit personajul principal și Mihai a preluat rolul. Pur și simplu a început să spună el rolul și gata. Participa la concurs. A luat locul întâi echipa și el a luat premiul special de interpretare și de atunci a rămas personajul principal. Căutăm talente din toată România! 20.000, marea finală! Mihăiță! Cum e? Bine. Auzi ce zice Maria? Ce flăcău frumos și ce ochi! Frumos, albaștri, de unde vin, Mihăiță? Din? Din Alba Iulia. Alba Iulia și are 11, zic bine, așa-i? Da, 11 ani. Teatru? Da, teatru. Oh. Vasile, Mihăiță, conector, Mihăiță mănâncă filme pe pâine. Bă, tu uiți la filme, așa mai povestit. Da. Mi-a zis el că dacă vrei să ajungi mare, ce trebuie să faci? Trebuie să te uiți la actori mari. Trebuie să-i vezi pe cei mari dacă vrei să ajungi mare, e adevărat? Trebuie să-i vezi pe cei mari, voi știți mai bine așa, da? Meseria se fură. Meseria se... Mihăiță, pe lângă faptul că joci teatru, faci teatru, imiți? Da. Imiți bine? Da. Pe da. Cine imiți cel mai bine, cel mai bine? Pe Piersic. Wow! Stai, să facem o afacere de râs, să-ți propun o afacere de râs. Îl imiți pe Piersic, pe Florin Piersic? Da. Tu vii din Ardeal, așa că nu ți-e greu. Fii atent, cum facem? Știi cuvântul lui? Ciocoflenderul. Pepe. Da. Ai telefonul la tine, Maria? Aveți telefonul la voi? Ia, dați-mi o idee de un artist pe care să-l sunăm și Mihăiță să se dea drept Piersic. Pe cine să sunăm? Vasile. Angela Similea. Hai, mă, Angela Similea, mă, Vasile, mă. Hai, mă, nu e, mă. Hai, mă, uite. Alex Velea. Uite, Velea. Hai să-l sunăm pe Traian Băsescu. Hai, mă, Pepe, mă. Hai, mă, ceva credibil, adică dați-mi un artist, dați-mi, ziceți-mi pe cine să sunăm. Sună-l pe Horia Brenciu. Hai, ceva, un artist, ceva. Mirabela Daur, ce vrei să zici? Da! Ce? Mirabela? Daur? Da! Da? Daur? Daur? Sunați din regie, sunați-o pe Mirabela Daur din regia pe Skype, dacă se poate. Sunați-o pe Skype, dar atenție, foarte important. Noi s-o vedem pe ea, dar tăia, se poate pe Skype? Noi s-o vedem, de-aia să nu ne vadă pe noi. Adică să-i tăiem imaginea. Normal că se poate. Da, se poate. Noi o vedem. Să facem o conversație cu video. Bravo. Și noi să ne închidem camera de filmat. Și el să se dea drept Piersic. Fii atent cum face. Tu te dai drept Piersic, da? Bine. Ai zis că îl imiți pe Piersic. Da. Faci teatru, faci actorie. Noi o sunăm. Între timp sunați-o pe Mirabela. O sunăm pe Mirabela pe Skype. Cum tăiem camera, da? Tăiem camera pe noi. Ea nu ne vede, dar noi o vedem. Da. Pepe e Pepe, connector. Velea. Velea, bravo, tu ești Velea, bravo. Stai așa.
Hai dați-i, sunați-o pe Mirabela. Nu uita să tăiați camera aia să nu ne vadă pe noi. Laura asta trebuie să fie acasă, că n-are muzică. O avem pe Mirabela? O avem? Mirabela, bună seara! Ei, Mirabela! Mirabela, ne auzi? Da, vă aud, dar nu vă văd. Ne auzi, Mirabela, dar... S-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva cu camera de nu ne vezi. Hai că încercăm să reparăm problema asta. Mirabela, noi suntem la o emisiune de televiziune, Negru sunt, mă bucur să te văd. Sunt aici o mulțime de artiști lângă mine și vor să-ți facă o propunere, vor să te invite într-un anumit loc. Îți dau legătura lui Piersic, Florine, domnule Florin Piersic, ia că te-o avem pe Mirabela Dauer la telefon acum, o să reparăm și video, să ne și vadă. Te pup, mă, Mirabela, mă! Aici ai Florin Piersic, ciocoflenderul de negru. Mi-a spus mie să te sun pentru un concurs la Botoșani pe 27 aprilie. Stai, Mirabela, o secundă. S-ar putea ca sunetul să nu fie foarte bun. Alex Velea vrea să vorbească cu tine. Te rog, Alex. Să rămână, doamna Mirabela. Sunteți chiar tot acolo, mă, fratele, să rămână, doamna Mirabela. Vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult și vă iubesc atât de mult încât i-am pus pe băieți chiar să-mi dea fotolul din odaia. Stau pe el. Deci, abia aștept să mergem amândoi împreună în acest concert frumos. În Botoșani, spuneți, da? Bine, Alex, lasă că mai facem o piesă împreună, că am mai făcut ieri. Să rămână, hai, apăr, dacă și voi iubeste și vă așteaptă, să rămână. Bine, te pup, Alex, Să rămână, ne vedem la Botoșani, să rămână. Stai, vrea și Maria Cârneci. 27 aprilie, Mirabela. Mergem împreună cu toți, cu Alex. Măi, fratilor, sunteți chiar toți... Băi, ce de bani aveți, ați plătit atât de artiști. Mira, hai că nu mergem cu un impresar, mergem cu un om care răspund eu de bani, că știi că am agenție de evenimente. 27 aprilie, și vrem să te pupăm toți aici. Uite, e și maestru Nicolae Guță cu noi. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Dragă Mirabela, te iubesc în tot sufletul meu. Mulțumesc, Nicolae. Ne-a zis, Mira. Nicolae, îți mulțumesc, măi, Maria, îți mulțumesc. Fiche, măi, dane. Da, Mirabela. Cum ai reușit, dragă, te-ai adus pe acolo? Totul îi se datorează maestrului Florin Piersic. Domnule Piersic, mulțumiți încă o dată să ne-au rămas bună la Mirabela. Ca întotdeauna e genial. Și de mine nu vreți să spuneți nimic, doamna Mirabela, a cântat așa frumos la zoo. Alex, stai jos, Alex Vele. Alex, tu ai cântat foarte bine cu mine, e bine, așteptăm să cântăm o piesă pe bune. Să rămână, vă iubesc. Să rămână, vă iubesc din suflet. Piersic vrea să-și a rămas bun de la voi. Te pup, Mirabela, și ați fost un public extraordinar. Te pup, Florine. Nu s-a pus de niciunul. Mirabela, dați-mi mult de tot, îți dorim seară bună, suntem toți aici, 27, să ținem mintea bine, Mirabela Dauer va fi la Botoșani. La revedere, Mirabela, mulțumim! Deci Maria a filmat ta de evenimente. Deci pe mine pică toată măgăreața, că eu am zis că am agenție de evenimente. Și a rămâne cu 27 aprilie. Și o să-ți sună pe Alex. Sora mea că sunt alături de tine. Mihaiță, pe ei nu mai poți să-i păcălești. Cucerește-i, da? 11 ani, urmărește toate filmele, mănâncă. Bravo, da, Alex Velea. Frățiorul, îți urează succes! Stați că m-a adus pe cineva, vorba Mirabela, vă dați toți acolo, a venit cineva! Eugen Cristea, succes! Bravo! Bună ziua! Bună seara! E trecut ora 19, deci e seară, așa că bună seara! Ah, scuze. Bună seara, atunci.
V-ați putea muta un pic mai încolo? Mamă, du-te, așa tu pe urmă. Aș putea să mă mut un pic mai încolo, dar nu înțeleg de ce. Ca să-mi așez rucsacul lângă mine. Păi, de ce nu-l așez în partea cealaltă? Pentru că dacă aș fi vrut să-l așez în partea cealaltă, aș fi așezat de la început în partea cealaltă. Nu aș fi așteptat să-mi spuneți dumneavoastră să-l așez în partea cealaltă. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Bine, dificil. Uite, ca să nu zici că adulții sunt niște oameni răi, am să mă mut ca să-ți poți pune tu rucsacul în locul meu. Scuzați-mă, aveți pe blend locul acesta? Nu. Ei, bine, eu l-am, așa că... Așa că nu ți se pare că ești cam obraznic? Nu înțeleg. Sunt obraznic pentru că vreau să stau pe locul meu? Bine. Bine. O să mă mut la locul meu. Auzi, tu călătoresc singur? Sigur. Vai de mine, la vârsta asta? În ce clasă ești? Mă pregătesc pentru facultate. Ai, nu zău! Pentru facultate? N-ai terminat-o încă? Am avut altceva mai important de făcut. Ai, nu pot să cred. Ce-ai învățat, tabla înmulțirii sau ce? Nu, tabla înmulțirii am învățat-o când aveam un an. În ultimii 3 ani am recalculat amplitudinea perturbativă din teoria supersimetrică și am reexaminat proprietățile razelor ultraviolete multilup N egal cu 8 folosind teoria modernă Twistor. Twistor! Bine, bravo! Iertați-mă, dar cum de puteți citi un asemenea ziar? E, păi m-am gândit că în tren aș putea... Hai, dar la urma urmei citești ce vreau! E, asta-i culmea! E, asta-i culmea! Tu ce citești? Dostoievski, bănuiesc! Da. Confucius în original! Tu vorbești serios? Citești în chineză? Ia, nu-mi citești și mie un pic? Bineînțeles! Ia! Țin țin țin, hom fom hom fom, să țin țin fom. Țin fom fom. Aolo. Țin țin țin, țin țin fom. Să țin țin fom fom, să țin țin fom fom. E de ajuns! Mulțumesc! Da, mulțumesc! Văd că v-ați plictisit! Da! Vreți să ascultați puțină muzică? Nu e, mă rog. Nu e ideea, mă rog. Deci, vreți sau nu vreți? Vreau, numai dacă se poate să nu fie muzică chinezească, te rog. Nu, ceva compus de mine. Ia să aud. Gata! E de ajuns, vezi că te rupi. Te rupi? Să nu răgușești. Nu răgușesc. Nu? Uneori cânt ore întregi. Aha. Mă relaxează. Pe mine nu mă relaxează. Încearcă să cânti pentru tine. Nu e... Ok, dacă asta vreți. Hai. Gata! Stop, țară! Mă omor! Mă apucă de-am blaua, fac al doilea infarct din cauza ta. Mi-a crescut tensiunea.
mi s-a umflat jugulara, mi s-a umflat carotida, mi s-a umflat ficatul. Mă scoți din minți! Hai, mai uite așa ceva. Eu v-am întrebat dacă vreți să ascultați puțină muzică. Nu! Nu m-ai întrebat, mi-ai întins o capcană. Nu mi-ai spus că o să cânti tu. Ți-ai bătut joc de mine, asta ai făcut. Nu este adevărat. Confucius spune... Nu vreau să aud nici de Confucius ăla al tău și nici măcar de Merlucius. Așa. Ai înțeles? Na, gata. Gata. Hai să-ți cânt și eu. La 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 la. Hai, cum e? Acum să te văd. Deșteptul lui tata. Ia vino să vezi dacă poți să-mi cânti acum. Am plecat, gata. Cobor la prima. Mama, tata, hai, ia-i pe bunici, că acum avem loc cu toții. Bravo! Mihăiță și călătorul Cristea! Bravo, Mihăiță! Maestre! Bravo! Eugen Cristea, mulțumesc! Bravo! Stai și plătos! Stai, stai jos! Țineți minte, vârsta 11 ani are puștul. Ne-am certat, dar până la urmă ne-am împăcat. V-ați împăcat. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Maestru Eugen Cristea, mulțumim. Maestre. Bravo, bravo. 11 ani, da? Da. 11. 11 ani. Auzi, amu, că cum ați făcut, mă, să fulfie perdelele astea? Ah, bravo, ia uite. Clasic. Asta era șmecherie. Acum dai și tu de gol. Next star? Da! Putem să-i spunem lui Mihăiță că a avut norocul unui partener deosebit și a putut să se desfășoare și el. Mulțumesc! Și chiar îți place meseria asta și ai văzut domnul Eugen Cristea de la Teatrul Național. Poate să te tragă după el spre Teatrul Național. În viitor. Țineți minte vârsta asta. Țineți minte, 11 ani și îl trag eu după mine. Bravo, acum. Bravo, Mihăiță. 11 ani. Bravo. Excelent. Aios. Un moment, maestre, un moment de viață autentic. Un copil răsfățat. Așa. Care intră într-un să elibereze compartimentul, găsește un om cât de cât educat. Exact ce se întâmplă în ziua de azi. Și dar cum s-a sărut ce făceau? Și l-a făcut să sară, l-a adus în... Dar cum s-a părut copilul? A exagerat un pic niște... Nu, nu a exagerat deloc. E bun. Pentru e deci perfect. E nervant de bun. Trebuie să... Noi, asta trebuie să ne intre în cap, că judecăm niște copii. Corect. Absolut. Nu judecăm niște vedete. Dar a fost perfect. Da, auzi, Vasile, dar știi ce mi-a plăcut mie? Că totuși... doza lui de tupeu și de obrăznicie, pentru că s-a văzut la un moment dat, a jucat. Da, ăsta a fost rolul, nu? El de asta a intrat făcut, acolo. L-a făcut asta, chiar bine, știi, adică una pe mine... Asta era misiunea lui, să elibereze păi zona. Da? Păi nu, dar a făcut să mă creadă să și zic, băi, ești cam obrăznicuț, adică... N-ai dat. Uite la final, că la final ai văzut zâmbetul lui educat. Complice și da, complice. A ieșit din rol, da. Păi eu tocmai asta e spuneam. Și accentul ăla, așa, e ciudat să auzi accentul ăla pe un băiețel nervos, știi? Și aia cu chineza mi-a plăcut. Perfect, aia din text, textul foarte bun. Dar cum a continuat el serios după aia, să știască. El și-a văzut de lui, da? Da, da, da. Poate să fie un extar. Un băiat talentat, un băiat care poate să, dacă o să-i placă meseria asta. Și o să studiez în continuare. Ar intra la Tănase? La Tănase, poate să fie un june... comic, un june prim, comic de ăsta. Bun atunci. Mai rar, ăștia sunt foarte rari, cum era Iurie Dare pe vremuri. Aha. Dar poate să facă teatru, pentru că are calități. Urmează în câteva minute. Nu-ți vei filmarea, te rog eu. Asta trebuie să fac pe Facebook. Dă din nas. Ăsta este conteu, next star. Mă imită, mă imită, mă imită.
Меня зовут Анастасия. Мне 11 лет, и я из Украины. Мне нравится проводить время со своими родными, ходить в кинотеатр, на аттракционы, по магазинам и водить машину. Меня научил папа водить машину, но я пока еще только учусь. И езжу только на площадках специальных. Гордость детей или за детей, понимаете, просто это то, ради чего мы живем. То есть мы выбрали такой путь, чтобы посвятить все своим детям. Да, мы ездим с моей сестрой по разным городам, по миру, потому что у нас есть сольные концерты. Но если даже выступает Ильяна или Вика, ездим мы всегда вместе. Я, папа и Вика. Я думаю, что в Румынии очень дружелюбные и хорошие, добрые люди. Pașaport! Bună seara, Anastasia! Cred că ai o traducere în cască, să rămână, vină mai aproape. Vai, cu siguranță ai o traducere. Înțelegi? Auzi, se aude, da? Și ce vreau să te întreb? E adevărat că anul trecut, și ascultați-mă, foarte important, anul trecut, în 2013, ai fost numită omul anului în Ucraina? Yes. În 2013, bravo. Omul anului în Ucraina! Câți ani ai? Mie 11 let. 11 Bravo. Ani, 11. Când te-ai întors, Anastasia, ai câștigat Eurovision. Și atunci când te-ai întors în Ucraina, Connector a rămas mirat. O, stai să vedeți ce furtună urmează. Să vezi furtuna de talent. Când te-ai întors în Ucraina, te-ai așteptat pe aeroport acolo la Kiev fanfara? Da. Da. Oh, oh, oh. Bravo, bravo. Wow. În Ucraina. I-am pregătit pe toți oamenii ăștia că urmează o furtună, un tsunami de talent. Anastasia, toți sunt cu urechile pregătite. România te așteaptă. Cucerește. Bravo, Anastasia. Anastasia, hai, mulțumesc. Da. Небо відкрий нам очі, сумна та є ти і я. Значить, в очі мати. Серцем чую наше світло, полум'яна хвиль. Сумна та є ти і я. Серцем чую наше світло, полум'яна хвиля. Тисячі людей врятували день. Сяє в небі диким вогнем моїх очей. Сльози в небуття. Розумію я,
Thank you. Copii lumii, doamnelor, domnilor, la Next Star, omul anului în Ucraina 2013. Oficial, Stoica a fost numită omul anului. Anastasia. Un singur cuvânt am pentru ea. Da. Dane, te rog să întreb dacă piesa asta a cântat-o la Eurovision. În rusă vrei să-l întrebe pe... Eta melodia, tu cântai așa... Pe mine, tu cântai așa, eta melodia la Eurovision aia? Da, eta piesa mea spune. Da, N-am înțeles. Stai. Da. Ce mai vrei să o întrebi? Cine mai vrea? Ce să mai vrem? Nu avem ce să zic. Anastasia, ești un înger. Anastasia, tu sei crasiva aia. E bine? Îți traduc eu, ești frumoasă. Orice în crasiva aia, de bucica, da. Harașo? Nu știu ce zic. E bine, mulțumesc. Fetiță frumoasă. Crasiva. Mulțumesc, Anastasia. Bravo. E superbă, eu n-am. Alegere grea în seara asta. Un singur concurent merge în marea finală, Anastasia. Davai, dai-mi mâna. Mulțumesc. Davai mâna. Bă, oameni bune, aici avem de-a face cu... alt nivel. Cu o fetiță, care a participat cu această melodie și cu coreografia melodiei și cu întreg spectacol oferit la Next Star în această seară și la Eurovision și se pare că l-a câștigat. Probabil în 2012, cred că. Da, 2012. Asta înseamnă că deja s-a ridicat nivelul fantastic. A prezentat un moment la Next Star. Vin cu compoziții proprii, mai țineți minte cum a venit și fetița din Malta. Bine, da. Compoziții proprii, dar tot ce a făcut acum în scenă este produsul de acum 2-3 ani de zile. A lucrat pentru Eurovision și a câștigat la Eurovision. Tu dai seama că a venit cu un moment fantastic. A câștigat Eurovisionul, dar acum l-a prezentat la Next Star. Trebuie să fie ceva peste ce a fost la Eurovision 2012 de a câștigat. Vă dați seama la ce nivel suntem noi cu Next Star-ul? Peste copiii din competiția asta. Sau Next Star-ul e peste Eurovision. Înțelegi despre ce? Mi-e place foarte mult copilul ăsta. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult, numai o secundă, Conect. Deci mi-a plăcut foarte mult ținuta ei scenică, faptul că a fost frumoasă și, cum să spun, drăgălașă, ca un înger. E foarte studiat foarte tot ce a făcut aici. Da, a cântat, e un copil pregătit. Hai să spun ceva, a cântat excepțional. Scuză-mă, Maria. A cântat excepțional. Mie mi s-a părut că n-a băgat mai mult corazone. Nu, aici chiar am simțit-o. Vorbea, de asta să vorbeam, piese, serțe înseamnă inimă. E ciudat că noi nu știm limba și e greu pentru noi. Nu, o melodie dintr-o limbă pe care nu știu. Și eu, tu, ea. Eu personal am observat că este un interpret ordonat. Așa cum tu preconizai că o să... Stabilit. A cântat foarte corect. Exact ca la concurs. Și gândește că interpretează piesa asta de minim 2 ani. Da. Eu cred că a cântat-o impecabil. Da. Vocea foarte vibratul la locul lui tablou, măsurat cumva. Foarte frumos. Dar nu mi s-a... E ruptă dintr-un tablou. Mi s-a făcut pielea de gână de când am văzut-o. De ce era... Frumoasă, nu, foarte tare. Și o iubește televizorul foarte mult. Abia aștept să o văd la televizor. Este frumoasă, rău de tot. Putere în glas, a cântat impecabil din punct de vedere muzical și corect, dar n-am simțit eu nebunie. Dar ea e un personaj clar. E extraordinar. E un copil foarte talentat. Foarte frumoasă. Frumoasă, nu mai vorbesc. Zice din Ileana, Concezeana sau Zâna cea bună. Zâna Zăpezilor, cumva. Bună, sunt Alex. Alexandra, am 10 ani și sunt din Galați. Alexandra este un copil minunat. A vorbit foarte repede, a cântat foarte repede. La un an și 5 luni deja vorbeai cu ea ca și cu un om mare. La 2 ani și 10 luni deja știa tot alfabetul și la 4 ani citea cursiv. Mie îmi place foarte mult să călăresc și prima dată când am călărit a fost când aveam vreo 5 anișori la grădina zoologică din Brăila. Mie mi-a fost mai teamă decât văzând-o pe Șa, decât ei. Ea nu a avut nicio problemă. Întotdeauna s-a urcat cu încredere.
Am o pasiune pentru cai. Mă simt liberă de parcă aș călări ca în filme, prin răsărit. Eu când mă fac mare, aș dori să mă fac și călăreață, dar și artistă completă. Am să vă rog la momentul următor să nu aplaudați puternic. Nu aplaudați puternic, da? O să vă placă legătura dintre doi omuleți. Pe noi ne-a emoționat. Doamnelor, domnilor, Next Star! Nu aplaudați puternic. Next Star! Ia uite-i, luați-o încet, așa. Vă ajut, Alexandra, vă ajut? Vai. Alexandra și Cosmin. Haideți cu mine, domnuța. Bravo, mulțumesc, Cosmine. Haideți jos. Hai, amândoi jos. Opa, bravo. Ea e Alexandra și el e Cosmin. Emoționantă legătura dintre ei doi. Ia veniți lângă mine. Veniți aici. Ce faci, Alexandra? Cum e? Ce faci, Cosmine? Bine. Cum vă simțiți? Bine? Bravo! Mami, tati, să rămână mami. Bună seara, tati. Unde locuiți voi? În Smâr, cum îi zice? Smâr? Smârdan. Smârdan. Cosmin suferă de autism. Și Alexandra e sora lui. Alexandra n-a vrut să meargă niciunde fără Cosmin. Ce frumos. Pe noi ne-a emoționat legătura asta dintre ei doi. Extraordinară legătură. Mami, nu e deloc o boală ușoară. Comunicarea e dificilă și se face doar cu oameni pe care îi simte aproape, în care are încredere. Cățelușa Fiona îl ajută pe fratele meu, care este mai special. Eu îl ajut pe frățiorul meu, care este mai special, jucându-mă cu el, căci eu nu pot să fiu ca mami să fac terapie cu el. Eu mă joc cu el, facem mărgeluțe, încerc să-l ajut să se joace cu copiii normali. A văzut terapia din aproape în aproape. Noi i-am explicat de când am aflat despre el că este un copil mai special și care are nevoie de aceeași atenție, să ne purtăm cu el ca și cu orice alt copil, doar că sunt anumite lucruri pe care el încă nu le poate face și pentru asta trebuie să muncim mai mult cu el. Au o relație între copii pe care nu pot simula tu ca adult-copil. Copil-copil sunt niște lucruri acolo pe care noi nu le știm sau nu le putem simula. Împreună, mereu împreună, cel mai mult vă place să faceți, îmi povestiți ce faceți cel mai mult? Puzzle-uri? Da. Da? Și cine le face? Cine e primul care le face? Eu îl ajut pe Cosmin. Normal, el le face. S-a învățat să le facă și... El le face? Dar tu l-ajuți doar, da? Da. Puzzle-uri. Ok, fii atentă. Pentru emoția dintre voi doi, ia încercați puzzle-ul ăsta. Ia uite! Cosmine! Ia uite ce puzzle! Mulțumesc mult de tot! Ia uite ce puzzle v-am adus! Cine e? Cosmin și Alexandra. Perfect! Bun! Încercați când ajungeți acasă, da? Emoționantă relația dintre ei doi. Foarte emoționant. Foarte emoționant. Niciunde Alexandra nu pleacă fără Cosmin. Bravo, Alexandru. Atunci când, mami, tati, atunci când ați aflat de boala lui Cosmin, v-ați vândut apartamentul din Galați, ca să aveți bănuți, și v-ați mutat acolo, în Smârdan. Da. Să-i ținem pumnii Alexandrei, da? Vă propun un lucru. Hai să vedem dacă reușim. Cosmin, am vorbit înainte de toate, de una, de alta. Să-i propunem Alexandra lui Cosmin, să rămână cu noi. Absolut. Să jurizeze împreună cu voi. Încercăm? Pepe, da. Pepe. Să stai aici, Pepe. În locul meu. Hai, Cosmin, hai cu noi. Mami, ajută-ne! Mami, ajută-ne! Cosmin. Și mami, stai. Și mami aici. Așa, perfect. Asta locul meu, rămân eu aici. Bine, stai jos.
Mână. Perfect! Și o să jurizați împreună, o jurizați pe Alexandra. Niciunde nu se despart cei doi, frate și soră. Fac o mulțime de lucruri împreună. Ce uitați-vă frumos la frumusețea asta de Alexandra. Este da, super. Ești pregătită? Pregătită, da? Să fii next star. Atenție! Pepe, Maria, Connector, Vasile, Laura. Cosmine, ești pregătit? Ești pregătit, da? Perfect! O seară pe care o să o țineți minte, Alexandra. De două zile, luați aminte, estimați membrii jurului, de două zile am învățat melodia asta și o cântă împreună cu... Anunță-l tu, mai bine, anunță-l tu. Sonny Flame. Sonny Flame e aici! Nu aplaudați puternic, nu aplaudați puternic! Hai, Sonny Flame! Bravo! Ajutor de vedete în seara asta, domnul Sonny Flame, mulțumesc că ești cu noi! Bravo! Alexandra, în primul și în primul rând, cucerește-l pe Cosmin. E lângă tine. Succes! Bravo, Alexandru! E l'orfanato Danza cu duro. Po, 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 po. Alexandra, sing it, baby. Come on! La mano arriva, signora zona. La mena bella. Don Mar, la fuerza del mar que se mete por tu vena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar esto que al bailar te controla tu cadera? Yo sé fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola. Que amo locura, morena, ven a mi lado. No voy a picar pelado. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Ven para quebrar, cuduro. Vamos a danzar, cuduro. Oy, 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 oy. Si ya moreno lo era, ven balanzar, cuduro. Oy, oy, oy. La mano arriba, cintura sola. Carperato. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Ven balançar, cuduro. Vamos dançar, cuduro. Oy, 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 oy. Seja morena, loira. Ven balançar, cuduro. Oy, oy, oy. La mano arriba, cintura sola. Dacă am construit o amintire de 3 minute în seara asta și e de ajuns. E adevărat. Cel mai frumos lucru. Atât. Foarte frumos. O amintire dacă am construit. Ne-a impresionat mult de tot când ne-a spus Alexandra. Ori cu Cosmin, bravo, ori amândoi, bravo. Ori altfel nu. Super. Mulțumesc, Alexandra. Bravo, mulțumesc, Sonny Flame. Mulțumesc și eu. Ia-l pe Cosmin. Hai să luăm pe Cosmin. Mulțumesc, Sonny. Hai să luăm pe Cosmin.
Așa, bravo, și să Cosmin, mergem în culise. Mulțumim, Cosmin. Bravo, bravo Cosmin. Bravo, Alexandra. Bravo. În România sunt omuleți care au nevoie de sprijin și de ajutor. Bravo, copii. Bravo, mami. Tot respectul nostru de la Next Star. Mulțumim, bravo, Cosmin. Mami. Bravo, bravo, bravo. Da. 3 minute. Dacă am construit o amintire, ne-am făcut treaba. Cel mai frumos lucru. Vorbele bravo, sunt ale voastre. Bravo, bravo, mama, mama. Fără cuvinte. M-a impresionat lor relația lor. Relația lor de frățiori. No, da. Dar s-a transformat, scuze-mă, cum s-a transformat copilul? Când a început să cânte, da. Muzica e magică. Da, da, că s-a agitat puțin înainte. Nu? La da, liniștit. Deci cum a început muzica? La liniștit și a văzut pe sora surioara, dar relația dintre ei și mi-a plăcut ce a zis ea, ori cu Cosmin, ori fără. Deci sângele legătura de sânge e extraordinar. Suflet, suflet, și ea ca o păpușică. Cred că, și cred că a venit să ne demonstreze mai mult o dragoste imensă între frații. Păi, absolut. Da? Și frumusețea, și da, frumusețea actului artistic în sine. Da. Nu cred că a vrut să concureze la Next Star pentru arăta, da, că e cea mai bună cântăreață. A vrut să arate cât de mult își iubește fratele. Carismare. Și cât de frumos poți să fii pe scenă, cât de bine te simți pe scenă, dar să ai fratele aproape, care, din păcate... Da. De fapt, a vrut un moment frumos pe care să-l împartă în familie. Ce frumos, pe asta. Eu zic că, efectiv, în concursul ăsta, în seara asta, să rămână momentul separat de celelalte. Da, și un moment de suflet. Și relația dintre frățiori. Da. Deși să știi la cum s-a mișcat și cum a cântat. E chiar foarte și bună. Nu. Are nu e ușoară. Nu respiri deloc o piesă asta, mă. Se cântă într-una. Așa este. Ai văzut coreografie? Da. La nenea. Deci, ați văzut pe mine și pe maestru? Sincer, v-am simțit așa, că n-am întors capul. Păi atmosfera creată de fată, mă, deci, ce vrei. Gata. Mă îndoiam de Vasile ca dansator, dar azi m-a convins. Nu, bine, gata, la opere. Deci, Vasile, dacă mai stai un îngărelu... Domnul Luluș? Luluș, da. Mai stai încă o dată, stricări, de la stricări. Băi, dacă ai început cu astea, zi mai departe. Nu, doar domnul Luluș acum. 1, 2, 3, 4. Mamă, și acum vă și văd. 1, 2, 3, 4. Îmi place să ridice piciorul și asta e ideea, că abia așteptă momentul. Cum ar spune o vorbă, balansau. Domn Vasile, tot respectul, sunteți din ce în ce mai cool. Suntem înainte de a afla câștigătorul. Îl avem pe Teddy aici, care ne aduce premiul de 20.000 de euro în marea finală. Și azi a venit cu parasolare, sucuri, șepci și multe cadouri, premii pentru voi. Vreau să știu care a fost cel mai emoționat dintre voi. Nu a avut nimeni emoții? Când stai în brațe la Teddy, de asta nu ai emoții. Haideți să mergem în scenă. Cândva, peste ani de zile, trofeul ăsta se va pierde într-o vitrină cu multe alte trofee. Dar ăsta o să aibă un alt miros. A copilărie. Cu Ildă. Copil talentat, e o fată frumoasă și cu siguranță va face carieră, are o voce foarte bună. Dintre ceilalți copii, nu mi-e teamă neapărat de cineva, dar de Ioana, pentru că este o scumpă, o dulcică și sigur a făcut impresie bună. Copil frumos, carismatic, cum să spun, foarte frumos momentul, cu petale de trandafir, cu farfurii, cu paharul. Eu pot să câștig pentru că am făcut ceva mai mult decât un dans. Am făcut un spectacol și cred că i-am cucerit pe toți. Riot. You blow a fuse. Zing, boom, the devil gets loose. Zing, boom, so what's the use?
este născută pentru așa ceva și ce a cântat ea, Bjork, este la un grad de dificultate foarte ridicat. Avantajul meu este că sunt șmecheră și ambițioasă. Tu ce citești? Dostoievski, bănuiesc. Confucius în original. Tu vorbești serios? Citești în chineză? Ia, nu-mi citești și mie un pic? Bineînțeles. Ia. Este un băiat norocos, un băiat șarmant, un băiat talentat, un băiat care a avut noroc de un text foarte bun și de un partener foarte bun și a putut atunci să desfășoare. Mie, din jurul meu, este cel mai teamă de Vasile, pentru că și el face domeniul teatru și ar putea să fie mai exigent cu mine. Când apăși pe scenă, arătând ca un înger, cu părul ăla superb, am simțit că atunci când va deschide gura, va ieși vocea asta superbă. Nu, я не говорила, что я хочу, что... О, я, я, все. Я считаю, что должен победить сильнейший, и пускай выберет, не мы будем выбирать, кто победит, а будут выбирать жюри и выберут справедливо. Bundiță, o pincuță, codiță, tot ce vrei. Foarte frumos și, cum să spun, a stăpânit melodia, strigătura, care nu e la îndemâna unui copil de 6 ani. Eu ar trebui ca să câștig din cauza că am făcut așa cu ochiul. Seja moreno, era în balanșar cu duro. A creat o atmosferă că l-a liniștit și pe fratele, frățiorul ei, și ne-a făcut să ne ridicăm în picioare, să dansăm, să... Este un copil care transmite prin inima ei atât de mare. Eu trebuie să câștig pentru că fac show, plac publicului, sunt carismatică și pentru că în duet este mai greu să cânți decât să cânți singură. Ce seară! Ați ales? Am ales. Ați hotărât? Greu! Dar e luată decizia? Este. Greu, domnule, greu. Abilit. Am spus-o adineaori, trofeul ăsta va mirosi a copilărie peste ani și ani de zile. Într-o vitrină undeva, cel sau cea care îl va câștiga o zică, mamă, eram atât și l-am luat. Corect. Ce mare e! Bravo. Îi aducem aici, da? Da? Doamnelor, domnilor, seara românilor, extraordinar! Merită aplauzele dumneavoastră! Mă, ce noapte! Mihăiță, Achis, Ambra, ia uite, echipă de nota 10, toată seara a fost a lor, Ioana, extraordinară echipă. Nextar construiește amintiri, ce talentați omuleți, cât talent poate să încapă. Mulțumesc încă o dată că sunteți aici, avem și alte mulțumiri. Mulțumim, Teddy, pentru premiul din marea finală de 20.000 de euro. Mulțumim pentru premiul din această seară, smartphone de la Allview. Mulțumim de asemenea Felicia Grand Hotel Băneasa, compania D-Toys, magazinele pentru copii Next, Dobrogea Group, Carrefour, hotelurile Andy și Herăstrău și Mobila Dalin. Mulțumim! S-a mărit lista de sponsor. Oh, ia veniți aici, veniți lângă mine. Am să pun trofeul așa în fața noastră și vreau să-i rog pe cei din jur. Vreau să... Lasă-ți trofeul, lasă-ți trofeul. Ăsta este trofeul Nextar. Măimită, măimită, măimită. Acesta este trofeul. Ăsta este cel mai
miroase a copilărie. Bravo, Pepe! Măi, Mita! Păi, negru, din când în când ți-o mai ieși și tu. Deci așa, gata. Sunteți pregătiți? Da. Sunteți pregătiți? Da. Cine se anunță în afară de Pepe? Connector, da? Connector. Connector! Uleu! Oricum, colegii m-au pus pe mine, pentru că, într-adevăr, e una dintre cele mai grele seri pe care le-am avut la Next Star. Mi-e foarte greu. M-am uitat acum în spate la părinți și nici nu vreau să mă gândesc ce este în ce e în inima lor, în sufletele lor. Wow! Wow! Dar ce copii au! Dar ce copii au! Asta e important! Doamne, ce seară! Unul singur! Ce seri frumoase de joi! În această seară... Ho-ho! Connector are câteva secunde! Câștigătorul este... Wow! Adică e un câștigător sau o câștigătoare! Pleacă cu trofeul acasă! Doamne. Of. Of, câtă emoție. Da, nu se poate. Deci eu nu mai mă uit. Aer, dați-ne aer. Of. Te așteptai să câștigi? Nu. Mi-e loc. Dar zi-ne tu ce ai simțit în momentul în care ți-ai auzit numele acolo. Am simțit că mi se boaie picioarele. Ioana a fost, din punctul meu de vedere, un copil care s-a prezentat cu un număr artistic perfect. A și dansat, a și cântat. A avut expresivitate pe față atunci când a cântat și a dansat. Mi s-a părut că a îmbinat actoria cu muzica și cu dansul, a prezentat un musical. Din punctul meu de vedere, e un copil care merita să fie în finală pentru că n-a avut nicio greșeală și chiar și la final, după ce a primit trofeul Next Star, s-a bucurat sincer și totodată era în contact permanent cu colegii ei. Am fost o foarte prietenoasă și un om foarte sociabil. Eu văd un om foarte iubit de public de aici încolo. Faptul că o fetiță la vârsta ei a auzit, a căutat undeva în urmă și a găsit-o pe Björk și a găsit piesa asta și a spus asta vreau să cânt eu la Next Star. Mi se pare incredibil. Și îmi doresc totuși ca în finală să aleagă un gen total diferit de piesa cu care a intrat în final. Ca să confirme ce noi am văzut și ce telespectatorii așteaptă. Era gata! Aproape! Hai, mă! Bă, dă cu limba! Du-te, bă, cu asta, de unde ați venit cu ea? Era gata! Și n-am prins să filmez pe asta. E tare rău.
Nu știu ce e filmarea, te rog eu. Asta trebuie să o bag pe Facebook. Da, de nas. Gata și pe maestre. Roșu, roșu. Hai, mă. Stai. E foarte dubios. Hai, mă. Auzi. Cică... Foarte tare, bă! Hai, Maria, nu te grăbi! Dicta mama chiburii! Hai, mă! Haide, mă! Încă. Bă, nu pot! Mai rău la bani! Da, era să vă așteptați de asta de la mine. Hai, bagă-te în prima rola, că ne... Uite! Nu m-am putut. Hai că acum o bagi. Rola o bagi acum. Aplauze pentru Lora.